Salut și bine ai venit! Hai să trecem repede în revistă problemele generale ale lui Ford Kuga. Prima este cea la suspensia față, care cedează destul de des, mai ales articulațiile sau rulmenții. A doua problemă este cutia automată PowerShift. Are nevoie de schimb ulei la fiecare 60.000 de km, dar recomandabil este să faci la 50.000 de km, pentru că este o cutie mai sensibilă și poți avea probleme cu ea. A treia problemă sunt geamurile electrice, ce se pot deschide din senin de nebune, fără să apeși tu pe vreun buton. Problema este cu atât mai deranjantă atunci când începe să plouă sau este ploaie torențială. Ideal este ca mașina atunci când o parchezi să o acoperi cu ceva sau să o bagi undeva la vreun garaj. Cele care au fost de obicei acoperite și ținute cât de cât la adăpost n-au prea avut aceste probleme, dar la multe mașini au fost întâmpinate probleme de proprietari cu geamurile. Li se deschideau geamurile în mers sau chiar și când mașina era oprită. O altă problemă este descărcare baterie. Una dintre aceste probleme este sistemul Bluetooth foarte slab, cu erori, rămâne aprins, activ chiar și după oprirea lui din buton, căutând semnal și după oprirea motorului. Ideal ar fi să cumperi o baterie de capacitate mai mare decât cea are standard mașina, dacă nu vrei să rămâi vreodată cu bateria descărcată să nu-ți mai pornească mașina. Bateria se descarcă repede pentru că există consumatori electrici ce rămân ascunși, ce fură curent. Asta înseamnă că trebuie să chemi un electrician să vezi unde există scurgeri de curent, cine, ce consumator îți fură curent pe ascuns, să nu ai neplăceri, mai ales dacă este iarnă. Ultima problemă la acest motor este la versiunea de 2 litri diesel. Aceasta are ca sensibilități bujiile, volanta, filtrul de particule sau ambreiajul. Ford Kuga nu are foarte multe probleme de fiabilitate și este unul dintre cele mai fiabile modele pe care îl poți cumpăra între SUV-urile din clasa compactă, având și un preț bun, dar uneori poți să aibă probleme cu rugina. Trebuie verificată dacă are rugină sau nu. Dacă mașina a ajuns cu rugina la praguri, poți să-ți iei adio de acel model, mai bine eviți achiziția. Gânduri bune și atenție mare la condus!